dimineața! Opa, câtă culoare! Bună ziua, pe ce ziua, ziua, da! Dacă îți clipici... E trecut de miezul zile. Ești sclipitoare. Bună, mami. Dacă bună, vreți să fac... Unde-i Maria mea să zică, tati, nu ai voie să te uiți, că numai la tine trebuie să se uite. Vreau să fac o observație de modă. Această combinație verde cu albastru este o combinație de inspirație mami, germană. Este combinație cu ceea ce cântăm, dacă înțelegi așa? Ce vreau să spun. Adică să fim în concordanță și să nu ne... Să nu cumva să ne abatem de la drum. Aceste paiete solzi de pește. Da, care și se verde germania, combinație germană, verde albastru, să știi, Diana. Da? Mamă, de ce zici să de la Paris în weekend. Da. Ce faci, Daniela? Am văzut că ai fost în vacanță, ați fost deja plecați? Nu, nu suntem în vacanță, suntem plăcut cu util, adică mai cânt la mare câteva zile pe săptămână și am dus-o și pe Mimi, adică pe Maria. Și așa probabil o să facem toată vara când putem și când este puțin mai lejer, adică dacă am 2-3 evenimente pe zi, nu mai pot să mai aduc. Dar dacă am vorbit eu cu George peste, nu știu, 2-3 săptămâni, vreo 4 zile când rămânem acolo, să iau și pe Maria cu doamna Lemuța deja. Da? Îi place la mare? Îi place, îi place Mariei... Da, să știi că îi place la mare, dar am dat-o la școala de vară și îi place foarte mult și la școală. Ce face la școală? Păi, în primul rând, are un program foarte frumos, pentru că sunt copii mai mari, și de seama ei, pentru că învață germană, învață engleză, îi duce deci la muzeu. Da. Fac, nu doar se distrează. Da, acum te gândi că copilul, da, are o carte, nu știu ce, învață acolo ce scrie ea de vară, care tot o completează, tot vine mami, a mai făcut nu știu ce exerciții. O ajută mami? Și nu, să știi că nu ajut nici eu, nici George, doamna Anuța, nu poate fi vorba, ea singurii că îi place deocamdată școala. Foarte bine. Și mică, în clasa 0, de-abia a terminat, dar se luptă, a început să citească, să scrie, îmi face zi de zi felicitări, îmi scrie ce vrea, și e ok. Foarte tare! Uite, sunt sigură că foarte multe telespectatoare, toate fetele, toate femeile, se întreabă cum face Daniela să arate atât de bine la vârsta ei. Ei, zic, atât de bine! Sport, dietă, somn, bănuiesc că... Cu somnul nu prea, de exemplu, fiecare zi, că așa m-am învățat de la școala Mariei, că presupun că și cu la mic al tău, tot așa faci, la 6-6 jumate mă trezesc, dacă nu vin acasă cumva la 6 sau 6 jumate. Dar probabil că și faptul că nu beau, nu fumez, am o viață, o mâncare, mă rog, cât se poate și dar cum se poate. Dar ce vicii ai? Că suma vicilor e constantă. A fost la un moment dat o suma vicilor. Dar, bine, acum glumesc. Nu, cred că totul moderat. Am făcut și sport foarte mult. E adevărat că mai fac niște tratamente, că am grijă de corpul meu sau de cum arăt, dar nu dar în exces. Dar mergi la sală, alergi sau faci sport organizat? Sau... Organizat, nu fac totul dezorganizat. Dar am multe evenimente și îți dai seama, la evenimente știi cum e. Te consumi... Consumi calorii, consumi tot. Te alergi din dreapta în stânga, fac, dar nu pot să spun cum eram eu odată și făceam eu nu știu câte ore pe zi. Mergeam pe stadionul 23 august, alergam, făceam 10-12 ture. Nu mai fac cum făceam odată, dar am grijă de cum arăt. Acum aș minte să zic, vai, știi, mănânc orice și așa sunt, sau o am pe Maria și din cauza asta. Nu, toate femeile ca să arate bine, facem câte ceva. Se mai renunță la ceva, mie îmi plac foarte mult dulciurile. Asta vreau să te întreb, alimentar, la ce ai renunțat sau la ce nu poți să renunți deocamdată? Acum, de exemplu, am mâncat foarte multe cireșe. Dacă se poate 2-3 kg pe zi, dar astea rețin apă. Da, știu, tu, Daniela, nu spune că îngrașă. Știu, Diana, că îngrașă. Florin, ce bani ai? Ai mâncat și când era 1.000.000 kg? Acum n-aș vrea să par nesimțită. Să știi că nu știu cam cât costă alimentele. Adică eu pun în căruț și asta... Nu? Știu, știu. Așa îmi zice și nevasta lui Asu. Daniela, economie, George, nu mai zic. Bine să știe George cât dăm pe jucării pentru Maria. Să știe lumea că e George aici în spate, ne urmărește de pe ecranul ăla. Salutare! Am să spun ceva, apropo că l-ascultam pe Vali. Eu am fost tot așa, destul de săracă. Dar consider că, nu știu, acum... Cât poate să coste? N-am cumpărat nu știu câte, dar niciodată n-am ținut cont. Bine, nici nu m-am dus acum să nu te gândești că mă duc la restaurante cu 30-50 de milioane, dau o dată. Nu. Chipzuit așa, cât de cât, cât nu? Cât îmi permit, acum, da. Nici nu sunt, vedeți foarte bine că sunt un om simplu, nu am, să zici că port bijuterii, aur, vile, palate, nu. Sunt un om normal, adică dacă nici minim nu pot să-mi permit sau să... Dar cât a dat cel mai mult, hai să zicem, pe o pereche de pantofi?
Această întrebare? Mai, cel mai mult, nu știu, mai da, mult. Nu știu, vreo, dar nu foarte mult, adică gândește-te, cel mai mult câteva pentru mine. Euro? Nu, mai mult. Mii? 1.000-1.500, țin minte că am fost dată la... pentru o pereche de pantofi. 1.500 pe o pereche. Nu mai porți de mie, te rog. Nu, că am învățat și eu ceva când cumpăram noi hainele alea, nu-l dăm nume, de ne omoram cu ele. Am fost tare... Da? N-ai mai prostă fără minte cum ar veni. Fără minte, păi îți dai seama de ce eram, eram câteva aveam, dive. Da, da, aveam o doamnă care ne mai aducea niște haine din străinătate și dădeam buluc. Deci dădeam, nu că buluc, dădeam toți banii pe care câștigam și ea. Femeile dar, și moda. Dar erau da. Și bărbați care dădeau, deci... Mm. Da, dom'le, da. Plăcerile vieții. Acum, cum să-ți explic, fiecare perioadă, fiecare vârstă are o, da, te bucur. De exemplu, acum, nu știu, când eram mică sau când aveam și-o 20 de ani, mă bucuram dacă am, nu știu ce haine aveam. Mm. Acum, pentru că pot să-mi permit să mi le cumpăr, parcă nu mă mai bucur așa, nu știu, e o chestie. Ia arată-ne atunci cealaltă plăcere a ta, cântă-ne ceva, ce ne cânteai? De acolo, de la Corazon, pentru toate doamnele prezente. Voi bărbații,